Vreau să fiu curat, să nu mai mă joc între gunoi. Este mesajul pe care l-a adresat adulților un copil care locuiește la blocurile din spatele cimitirului evreiesc din cartierul Crihala. Locul de joacă reprezintă un adevărat pericol pentru sănătatea lui. Bineînțeles că ne este teamă, dar ce să facem? Unde să mergem? Asta e singurul loc de joacă mai aproape de casă și cred că toate locurile de joacă sunt cum arată ăsta. Jalnice, pline de gunoi. Ce putem face mai mult? Unde să-i ducem? Este microb pentru copii, mizerie, numai noi adunăm gunoi. De la primărie nu trimite pe nimeni. Femeia de serviciu de la blocuri este singura care mai face curățenie în preajma scărilor. Oamenii de la spații verzi au fost văzuți de prea puține ori. Ce mai face curățenie femeia noastră de serviciu care e... Mami, te gulează, zâmbește să te vezi. Pe scări. Dar nu face nici ea întotdeauna, că lumea în continuu aruncă. Asta e situația. Spațiile verzi le-a curățat cineva vreodată? Spațiile verzi, ce mai facem prin fața blocului fiecare, unde avem pe acolo, facem noi, locatarii. Da. Iar aici? Aici, văd că nimeni. Severinenii s-au alăturat campaniei RTS pentru un oraș curat și au tras și ei un semnal de alarmă. Nu e bine aici, lângă parc. Sunt mulți copii și oricum vine vara, o să miroase gunoaiele și eu cred că primăria ar trebui să... ia măsuri. Înainte am mai băgat niște deținuți care veneau pe aici și făceau curat. Și aleea aceasta, asta e urât. Ce impresie v-a lăsat? O impresie proastă. Nemulțumiții de situație și cu sentimentul că au fost uitați, când vine vorba de primarul Gherghe, oamenii devin ironici. Avem primar bun. Da. A fost la PSD-ul. La, așa. A trecut la pe DL-ul. Cine îl primește? Dar de acolo nu îl primește. Acum unde se duce? Ce mesaj aveți pentru dumnealui? Așa. Ce mesaj? El stă în birou și doarme. Vila la Baia de Aramă, care a făcut-o. Așa. De unde a făcut-o? L-ați văzut vreodată să se plimbe pe aici printre blocuri, să vadă situația niciodată. Oamenilor? Niciodată. Noi trecem pe mizerie. Vedeți cum trecem pe acolo. Vreau pe acolo să filmați. Dincolo la fel, iar la fel. Să strânge apa și așa mai departe. Gunoaile. Îmi place. Campania RTS pentru un oraș curat continuă. În luna curățeniei, jurnaliștii aduc în atenția autorităților zonele orașului copleșite de gunoaie. Sesizările cu privire la deșeurile aruncate peste tot le puteți trimite la numărul de telefon 0252 320320 sau pe adresa de e-mail știri@televiziunea-severin.ro.